Birkin dort wo ist der? Окей. Салут, драйч, презент, бенец, винит пе канал мео, ю ману мео с Калиной, бенру шея Карину Макноск. Чи астес, ну ва фи он влог, чи ва фи он видео, а шо са зичем, ревью. Ла экспериенция ностр пе каре ной ам авуто ла кастел мими. Саптамона трекута ной ам фост ла кастел, ам стат аколо ноптям, ам инкериат уна дин касуци, ам авуто чине, миг дежун, чи врео са ва арат тата экспериенция ностр, чи са ва повестеск че ноу не плакут, че ноу ну не плакут, чи de ce eu am rămas datoare cu 85 de lei la acest castel. O să vă arăt căsuța, teritoriul, excursia pe care am avut-o, cină, cât asta totul mi-a costat. Toate detaliile vor fi în video, așa că priviți până la urmă. Noi ne-am pornit, astăzi este miercuri și noi mergem într-un loc foarte special în care nici eu, nici Sergiu încă nu a fost niciodată. Și sperăm că o să ne placă. Nare căsuțe, am făcut sunând direct pe telefonul indicat pe website-ul lor. Procesul în principiu era simplu, mi-au răspuns la toate întrebările și eu am brunat. Din minusuri aș putea spune că este faptul că nu primești nicio confirmare a brunării și că inițial mi-au spus că îmi vor trimite un link unde va trebui să achizi 50% pentru a bruna. Acest link nu a fost trimis timp de 2 zile și când am telefonat mi-au zis că managerul este plecat și că va trebui deja să achizi totul pe loc. Noi am ajuns! Suntem pe loc. Da. Mergem să vedem întâi care este situația pe loc. Gata, noi am ajuns cu o oră întârziere. Așa este intrarea în castel Mimi. Noi suntem prima dată aici. Vedem. Special pentru voi, noi am filmat căsuța și v-am arătat totul cum este acolo. Priviți acum! Aceasta este prima căsuță, ea se numește Vanilin și noi intrăm să vedem cum este înăuntru. Gata, am prins lumina, introducem cadrul. Observați cum sunt făcute ușile într-un stil tradițional. Îmi place camera că deja i-am văzut-o. Camera este într-un stil tradițional și modern, aș spune. Avem două dulapuri în păr. În primul dulapior, să vii să vezi aici, noi avem ciupici de casă, un safe, chestii pentru curățarea încălțămintei. Aici avem garderoba noastră, unde noi uși ne vom aduce hainele. Cuțul, dar compact. În partea cealaltă, iarăși tot, este un dulap. Mai avem spațiu pentru niște haine. Și în partea asta, avem fier de călcat. Apropo, o chestie foarte bună, că veniți, puteți să vă îmbrăcați într-o rochie frumoasă seara și aveți fier de călcat aici. Și drept în partea asta avem și... Acordați atenție ce săpunil aici este. Așa. Săpunil pe care scrie Mimi. Avem... avem chiar și periuțe de dinți. Uite-te. Da, nu ne-am luat cu noi. Da, nu ne-am luat, dar avem periuțe de dinți. Dar să nu era și mai avem noi pe aici. Avem bath shower gel, avem șampun, săpunașe iarăși, discuri de machiat, frumos, avem chiar și pilă, mai ales pentru mine. Pilă pentru unghii, în caz de ați uitat să faceți unghiile, avem pieptine, nice. Avem fen de la Valera. Fiind de la Valera. Dar ești drăguț. Ok, mergem mai departe. Și în cameră. Ta-da! Așa este. Camera cu, cred că, cel mai bun view care se vedea aici de ales. În prima căsuță, căsuța Vanilie, eu consider că este cel mai frumos view. Aici avem o măsuță. Tare drăguț. Avem și terasă, putem și la terasă, uite. Făcut. E fix în fix. Da, avem și o mini-ogradă. Încolo am parcat mașina. Este parcare privată. Două pernuți. Este curat, frumos. Îmi place sus, e pus așa o bucată de lemn foarte frumos arată. Tic de sfor, cum de sus, cum este
Totul necesar pentru cafea și ceai avem aici. Avem chiar și două pahare pentru vin. Aici avem minibarul. Minibarul este inclus. Condeți ne-am pus și apă, avem bineriu. Și în minibar avem cola, apă și sucuri. Pentru fiecare. Și vestem mi-au oferit un mic prezent. Un vin. Mimi roșu de buboacă, ediție limitată, 24.202 de sticle, de așa tip. Mi-au dat o ciocolată de la Castel Mimi, Anini noi, fondată în ultimul guvernator, aici scrie mai multe chestii despre Castel, ciocolată neagră. Și asta este un mic prezent pentru Sergiu, desert, trebuie să prindem lunare, Sergiu să facă o dorință. Baba neagră se numește acest desert. Camera. Camera, sau mai bine zis așa, căsuță. Noi am avut prima căsuță vanilie. Mie, personal, foarte mult mi-a plăcut. Este într-un stil modern, cu elemente tradiționale. Așa este pe întreg teritoriul la Castel Mimi. Totul este foarte calitativ. S-au acordat atenție la cele mai mici detalii, gen în baie. O să aveți totul necesar, începând de la periuță de dinți cu pastă de dinți, la discuri de vată, pilă pentru unghii, șamponuri, geluri de duș, era chiar și pieptene, este și uscător pentru păr, în cameră la fel este și fier de călcat. Minibarul este inclus în preț, unde veți găsi apă, cola, suc. La fel pe noi ne așteptau trei mere, ceea ce era nice că noi eram flămânți. Atmosfera în căsuță este plăcută, călduroasă, priveliște spre castel, într-adevăr este foarte, foarte frumos. Merge să ne luăm toate lucrurile. Aici, cum vedeți, sunt următoarele căsuțe. Rubinie se numește. Роспа. Череш. Toate ușile au, apropo, декорации diferite. Вот эти пруни и un alt tip de decorație a ușii. Citrice. Da. Safran. Așa arată căsuțele lor, ele stau așa într-un rând. Și pe aici este accesul la parcarea lor pe teritoriu. Noi avem o oră jumătate să ne odihnim și după asta avem o excursie pe la castel. O super zi, afară este super însorit, cald, frumos și cât așteptăm excursia, eu vreau să editez vlogul 3, ca să-l pun astăzi, sper că să reușesc. Ora 5, noi mergem la excursie. Noi am vrut să facem experiența noastră cât mai, spunem așa, diversificată, intensivă în această unică seară și noi sigur că am luat și excursia la castel. Excursia seara costă cu 100 de lei pe persoană mai scump decât ziua, nu știu din ce motiv, dar așa este costul. A costat 400 de lei pentru persoană. Excursia pe teritoriu a durat aproximativ cam 30 de minute, aș spune așa. Sorry, de întârziere. Mai sunt ceva fone? Da. Este cea mai mare clădire din sticlă din Moldova, la noi. Timpul lui Constantin II și în perioada sovietică se afla o linie de cale ferată, chiar aici. Deci Constantin II, uite, mergem. Da. Very nice. Ce
să țipăm aici. Prima masă interactivă care publică un scop, care are 14 metri. Vreți să salutăm împreună masa noastră magică, da? Și te spunem salut! Salut! Și deci începem la aceasta. Deci Constantin Nevi s-a născut în anul 1868 în Chișinău. Mergem să vedem cea mai veche sticlă de vin. Deci este cea mai mică sticlă din mijlocul de pe rand, da? Cea mai mică. Cea mai mică? Exact, cea mai mică. Deci este coperită cu... Mm-hmm. Exact, exact. Cea din mijloc. Este un vin din anul 1727. Deci experții spun că este un vin viu și nu de băut, încât germanii au utilizat mierea. Și mierea este ca un fel de conservant pentru vin, chiar și în zilele noastre. Pe lângă aceasta, dragi oaspeți, această sticlă de vin este o parte din UNESCO, da? Mm. Și deja este așa mai frumos. Astfel, cel mai ieftin butoi fie în jur de 500 de euro, gol, un butoi gol care noi îl importăm, nou. Și cel mai scump fiind în 1750 de euro. Aceasta toate vasele mari de zahăr. Terracotă pe timpul Uniunii Sovietice. Vasele scoate. Arhitectorii noștri scoteau piatră cu piatră, lăsau să suce pe săptămâni, săptămână, două și după care o puneau înapoi. Un singur procent, atât din interior și exterior, a fost schimbat de piatră. Restul tot este original. Chiar și în vecinul Constantin Nimic, totul este original. Ceea ce noi ne-am străduit să păstrăm, era important pentru noi. De asta, dacă noi avem nevoie din stăjoară, să facem două balicuri și nu numai. Și toate se închid la lăcată. Da. Dacă intri, nu mai ieși. Wow, ce timp! Aici vedem partea din spate castelului. Deci sunt aripile fructului. Deci după degustare, la fel puteți vizita labirintul nostru natural. Și de acolo mai bine se vede însă și forma. Pe lângă acea... Excursia ne-a plăcut. Ne-a plăcut în primul rând că persoanele, familia dată care se preocupă de acest proiect, într-adevăr se strătuie. Au încercat să păstreze la maxim autenticitatea acestui castel cu respect față de istoria lui. Asta ne-a plăcut foarte mult. Al doilea punct care nouă ne-a plăcut în excursie, că ei pe teritoriu într-adevăr se străduie să facă, sigur că un lucru calitativ, dar și niște lucruri unicale. Deci, pe viitor se va deschide spa, am înțeles așa, cu băi de vin sau ceva legat așa în spa de vinuri. Ceva unical. La fel pe teritoriu se va deschide cea mai mare clădire din sticlă, va fi, deja cred că este, din Moldova, pentru evenimente, pentru nunți, cu mătrii și tot așa mai departe. Arată tot asta foarte frumos, lucru iarăși mai deosebit, va fi masa timpului, o masă interactivă, iarăși unicală din Moldova, unde ei foarte interesant cu imagini au povestit istoria acestui castel, dar în rest toată istoria cu vinul, cu sorturile de vin, pentru mine nu este foarte, foarte actual, restoranul. Am ajuns la restaurant. Foarte drăguț făcut, într-un stil iarăși modern, cu elemente tradiționale, calitativ, frumos, în stilistica hotelului și totul ce ei fac pe teritoriu. Deja vă arăt situația care a fost la restaurant, priviți acum. Am venit să degustăm niște vinuri, parte din excursia noastră. Vinul cu coanele. Vinul cu? Cu coanele. Cu coanele. Noi de fapt nu se râim. Dar... Da, astăzi se râim. Al doilea meu pahar, da. Patru ani de zile.
Vreau să-i spun nostru vin este cucoanele, este un vin tânăr din anul 2020, este un vin alb sec. Șara ne-a învățat, facem întâi oxigenarea. Cât eu trebuie de făcut oxigenarea? Nu, aleacă. Și cu asta. A, el sunt a, da. Încă doresc. Cin, Și niciodată se deschide. Și putem și recomanda. Rară neagră roze. Este la fel un vin tânăr din anul 2020. Deci... Nice! Nice vinurile! Oici, la Castelul Mie au un meniu foarte interesant. Noi am găsit aici steak-ul japonez și de fapt ei chiar și spun că este unicul. Da, unicul din țară, adică unicul loc unde putem gusta acest steak și noi de mult doream. Și iată aici, noi am comandat două, de 100 de grame numai 850 de lei. Așa că noi prima dată am gustat asta și suntem prima dată în Castelul Mie și prima dată am gustat acest steak japonez. Din ce mi-a părut mie interesant, că aici sunt mietul moldovnești crescut în viță de vie, care noi putem să le gustăm. Tot din lucruri interesante iau piure cu trufe, ceva așa mai neobișnuit. Știi ce nu au și nu-mi place? Nu au cartofi pai? Nu au cartofi pai. Ei au piure cu trufe. Nu da, și am comandat un articat de cartofi. Și noi am mai luat încă două salate țărănești, deja tradiționale. Și așteptăm să vedem cum asta o să vină. O să vă arătăm totul. Vinurile deocamdată noi nu le servim, pentru că noi nu prea am mâncat. Noi, de fapt, am mâncat numai baba neagră din cameră, pentru că noi nu am reușit. Și nu le servim până ce. Așteptăm să vină întâi mâncarea. Și... Foarte mult îmi place locul cel rotund. Și o apă plată, vă rog. Și o apă plată. Și un agazat. Un agazat și un apă. Da. Mulțumesc. Și, dragi oaspeți, continuăm seara cu frați. Este un cupaj dintre Merlot și Malbec. Să vedeți cum arată. Mersi. Da, se simt. Eu vreau în 3 spune în ceau. Și n-ai sărată. Da, asta este pate? Da, da, pate. A, da, salată, da. Salată. Țărănească cu frunză. Bunică. Da? Ce mielci ție? Mielci. În Moldova, apropo, nu sunt așa de multe locuri unde poți mânca mielci. Mersi mult! Cina noastră de astăzi. Așteptăm încă și steak-ul. Dar cred că începem, da? Ce pireu e interesant. Pire? Triufe. Steak-ul japonez Wagyu. Prima dată îl mai gustam. Așa, o mică bucată, dar deosebită, care puteți să o mâncați doar la Castel Mimi, deocamdată. Meniul mie mi-a părut destul de interesant, sunt niște poziții așa mai neobișnuite, de exemplu ca piureu cu trufe, sunt mielci iarăși. Vișina de pe tort la acest restaurant nou mi s-a părut că este sigur că steak-ul Wagyu, steak-ul japonez Wagyu, care nu se găsește peste tot și chiar la ei scrie că este unicul loc din Republica Moldova unde de fapt poți cumpăra acest steak și îl poți gusta. Mâncarea în principiu toată mi-a plăcut. Noi am comandat, cum ați văzut, patie, am comandat două salate țărănești, am comandat piure cu trufe, am comandat miel și deja steak-ul. Și pe noi a rămas mulțumiți. Unicul moment care mie mi-a părut nu tare nice la aceeași masă, noi fiind două persoane alături și văzând unul la altul steak-urile, ele destul de tare se diferențeau, vă diferenția și gustul. Gata, noi am finisat cina noastră, aceasta este nota. În total a ieșit 2160 de lei. Totul a fost destul de delicat, frumos prezentat și noi am rămas mulțumiți.
Unica dintre eu n-am rămas mulțumită, asta că bucatul Sergiu, asta că era mai bună decât aia. Da. Că tata era mai grosuță. Mai fluffy. Tata era mai slim. Da. Mai subțirică și de ce așa eu o să primet că e mai uscat. Pinurile noi nu le-am misat. Noi mergem acum un pic pe teritoriu să ne plimbăm. Mergem la labirint. Și apoi mergem în cameră. Teritoriul. Teritoriul castelului mie mi-a plăcut foarte mult. Este îngrijit, este frumos, seara este liniște, poți vedea stelele, la noi era foarte frumoasă lună în ziua ce. Pentru mine, într-adevăr, a fost o satisfacție. Din minusurile teritoriului este totuși că aveți careva căsuțe, vecini, așa să spunem, se mai aud câinii, se aude un pic și drumul. Dar oricum, în principiu, asta nicicum nu încurca. Eu am rămas fascinată și am primit o satisfacție atât vizuală cât și morală. Pații de seară. Este mai comod, da? Nice. De ce l-ai mai sus? Este mai sus, da? Nu știu, să-l încearcă. Este ora fără 5 minute 12. Am finisat vlogul numărul 3 și e că el acum se încarcă. Ce vreau să spun, că patul este super confortabil. Și în cameră este foarte cald. Asta mă bucur foarte mult. În baie este potea caldă. Iarăși un lucru super. Și încă un lucru, este foarte liniște. Și nu? Da? Este foarte liniște. Da. Sunt prize aici alături. Eu stau în pat. Aștept să postez vlogul. Lucru neobișnuit era că la ei este apă burcută. Eu nu am știut de beneficiile apei burcute, la mine în general apă burcută mi se asocia cu o apă care miroase nu tare bine și de fapt la nimic bun nu aduce. Dar nu, apa de fapt nu mirosea absolut deloc, dar după ce te spălai, ea lăsa o senzație de piele hidratată, într-adevăr pielea nu se usca, parcă așa o senzație de parcă te-ai dat cu cremă. Ora 10 dimineața, noi ne-am trezit și mergem amuș la masă, la mic dejun să luăm. Timpul este super frumos, patul, apropo, a fost super confortabil, foarte cald și plăcut. Micul dejun se servește până la ora 11. Ce interesant vreau să menționez aici, este apă burcută. Și ei spun că este o apă cu efecte benefice asupra pielii. Într-adevăr, te lasă pielea foarte moale, chiar și după duș, așa o senzație, parcă te-ai dat cu cremă. Cum am dormit? Am dormit pur și simplu superb, patul este super confortabil, aveți două perne, lingerie de parte este curată, plăcută la atingere, căsuța este însuși spațioasă, este aer, aerul de afară puteți deschide ușa la terasă, vine curat și era foarte rapid și ușor să încălzești camera, în baie era podeaua caldă. Pentru mine, spunem așa, jos pălărie în acest sens, eu am dormit super liniștit, am dormit ca un baby. Micul dejun. Micul dejun la ei este până la orele 11. Noi am venit cam pe la 10:30, pentru că noi ne culcăm foarte târziu. Mi-a plăcut când am venit, deja era un platou unde erau diverse bucate, gen plăcintă cu brânză, fructe uscate, cașcavaluri, mozzarella, fructe. Tot asta deja aștepta. Pe lângă acest platou, voi deja puteți să dați comandă din meniul ce este prezentat acolo. Așa frumos este astăzi. Este super cu soare. Mergem să luăm repede mic dejun. Mai avem încă jumătate de oră. Bună dimineața! Ai dormit aici pe...
это около дежурного настройства прикатит. Чай. Есть инклуз. Ланчо потрясе офирашом плато. Кашкавал, моцарелла. Шинай мой дат команда, где он скроп. Чай. Apă. Noi am comandat scrop cu verdeață, carne din găină și roșii. Și un suc fresh din portocale. Iată, noi am finisat micul dejun. Mergem în cameră să ne strângem. La ora 12 este check-out-ul. Avocat, mai am. Check-out. Gata, după ce am luat micul dejun, noi am mai avut aproximativ o oră să ne strângem toate bagajele cu care am venit într-o singură seară și respectiv să mergem să lăsăm cheile. Sigur că am luat săpunașele, am luat periuțele de dinți, am luat un pieptine. Eu iubesc toate chestiile astea, chiar și dacă eu chiar nu am nevoie de ele, oricum am toate sticuțele aceste micuțe din... De hotel nimic nu pot să fac cu asta. La check-out mi-a părut un lucru un pic așa mai neobișnuit, care eu nicăieri în lume, încă, dacă sincer, nu am văzut. Când mergeți la check-out, pe voi vă roagă să mai așteptați încă vreo 5 minute ca camera să fie verificată și doar apoi, spunem așa, sunteți liberi să plecați. Eu înțeleg că sunt oameni diferiți și niciodată nu știi la ce să te aștepți, dar, sincer să spun, eu nu am văzut așa ceva nicăieri. Pentru mine a fost ceva așa funny și neobișnuit că la noi se practică așa lucru. Tot iarăși la check-out eu m-a întrebat dacă mai este necesar ceva să achităm, a spus că nu, apropo asta, tot e un moment important și gata, noi am plecat înapoi spre Chișinău. Dar experiența noastră nu s-a sfârșit aici și vă povestesc istoria cea mai neobișnuită din toată experiența aceasta. Gata, noi practic ne-am strâns și în 5 minute facem check-out. Apropo, uite-ți acolo este un futuraș. Bye-bye! Pa-ca! Gata, noi plecăm. Fain era momentul că când faci check-out, mai aștept încă 5 minute ca camera să fie verificată dacă totul a fost lăsat în ordine. Așa, practic, încă nu am văzut. În Moldova sunt regulile sale. Dar totul a fost super, vrem să spunem, nouă ne-a plăcut. Ți-a plăcut? Da. Gata, nouă ne-a plăcut. Noi plecăm înapoi, la Chișinău. Drumul spre Chișinău, și anume spre partea Ciocanei, durează aproximativ 40 de minute. Este destul de liber, drumul nu este rău, așa că dacă trăiți la Ciocană, mergeți spre Tohatin și veți ajunge aproximativ în 40 de minute la castel. Istoria desertului și de ce eu am rămas datoare cu 85 de lei la castelul Mimi. Țineți minte că, cu ocazia că a fost ziua lui Sergiu și asta a fost o surpriză, eu am rugat să aduc un mic desert în cameră ca să creăm această atmosferă de surpriză. Când am sosit, la recepție eu m-am achitat
Totul ce era necesar de achitat. Ce mi-a spus recepționista să achit? Eu am achitat. La checkout, la fel, am întrebat dacă mai avem ceva de achitat. Nu, n-am avut nimic de achitat. Când ne-au făcut turul camerei, nouă ne-a spus că, iată, acesta este un mic prezent de la castel. Micul prezent era, vă spun, vinul, ciocolată și alături era acest desert. După ce noi am făcut check-out și deja am plecat de la castel, peste câteva ore, deja au trecut ceva ore bune, pe mine m-au telefonat și mi s-a comunicat că, bună ziua, suntem de la castel, dumneavoastră ați uitat să achitați un desert. Prima, sigur că mea reacție, nici nu am înțeles care desert, ce nu am achitat. Voi ați avut în cameră desert comandat, voi nu l-ați achitat. Și sigur că eu aici am rămas un pic așa cu gura căscată. Am fost la recepție, eu am întrebat ce am de achitat, la check-out la fel am întrebat ce avem de achitat. Acest desert nimeni nu l-a comunicat și eu chiar am crezut că ok, ei l-au pus ca, l-au oferit ca cadou. Dar nu, iată, ei pe mine m-au telefonat și mi-au spus că desertul nu a fost achitat, că dumneavoastră a spus că o să-l achitați, dar dumneavoastră nu l-ați achitat. Sincer, eu m-am simțit de parcă eu am fugit de la castel, neachitând un desert, că cumva am omis acest lucru. Eu am spus, ok, putem clarifica această situație, eu la castel înapoi nu mă reîntorc, nu fac acest drum, cum se poate de achitat. Unica metodă de achitare a acestui desert a fost transfer bancar. Ce vreau să menționez? Că în această comunicare eu m-am simțit de parcă ar fi vina mea. Eu nu consider că asta a fost vina mea, deoarece eu am întrebat de câte ori am fost la recepție dacă este ceva de achitat, eu nu am refuzat să achit acest desert. Eu pur și simplu, naiv, am crezut că ei l-au oferit deja din partea lor, dar evident că nu. Să telefonați pe client deja când el a plecat, a făcut check-out, voi ați verificat camera, să-l telefonați pe el și spuneți că uitați, voi ați uitat să achitați desertul, eu n-am uitat nimic să achit, eu am întrebat ce am de achitat, ce mi s-a spus să achit, eu am achitat. Mesajul care mie mi-a fost trimis au fost pur și simplu toate datele a castelului, nu mi s-a comunicat cât costă acest desert, eu am mai întrebat încă o dată, deja prin mesaj, cât de fapt este necesar să achit. Cum credeți cât asta a costat? Ta-da! Desertul a costat 85 de lei. Nu vreau să spun că asta nu sunt bani, da, sunt bani, dar pentru mine îmi pare straniu pentru persoane care au fost cazați acolo, care au mâncat acolo, care au fost în excursie acolo, să-i telefonați, să cereți și să-i deranjați ca ei să meargă undeva la bancă, să achite 85 de lei, când ei nici nu au refuzat asta să facă pe loc. Ok, ca să achit acest desert, eu trebuia să merg anum la o anumită bancă, să stau în rând și pe lângă desertul de 85 de lei, eu trebuia să mai achit 20 de lei comision. Cum vă pare acest moment? Lăsați în comentarii părerea voastră despre această situație. Eu dar vreau să spun așa, că după mine nu merita acești 85 de lei ca să strice o experiență care de fapt a fost destul de frumoasă. Acest video a luat sfârșit, sper că v-a fost interesant. Eu, sincer, spun așa cu sufletul deschis, v-am povestit despre experiența noastră la castelul Mimi. Sper că pe nimeni nu am supărat. Am povestit așa cum este, cum a fost în cazul meu. Dar aștept acum toate comentariile voastre despre dacă ați fost la castel, despre experiența voastră, dacă planificați să mergeți, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, în genere, ce credeți despre situația dată. Oricare părere, lăsați în comentariu, pentru că asta vă ajută algoritmurile YouTube-ului să scoată acest video în trend. Și numai decât dați un like și un subscribe. În fiecare săptămână pe acest canal eu mă străduiesc să scot un vlog. Gata, v-am salutat pe toți, mersi mult pentru vizualizare, vă doresc la toți un weekend superb! Ciao!